Primele noutăți pentru anul școlar 2014-2015 la nivelul județului Sălaj au fost anunțate astăzi într-o conferință de presă. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar, Marcel Lucaciu, 4 specializări vor avea inspectori școlari noi. Specializările care vor avea inspectorii noi sunt fizică, resurse umane și proiecte educaționale, engleză și discipline tehnologice. Au fost operate modificări în cazul a 4 inspectori școlari. Opriș Ioan, care era la disciplina fizică, Bunta Ioan, limba engleză, Ardelean Flavia, dezvoltarea resurselor umane și proiecte educaționale și Costache Rodica, discipline tehnologice. Vor primi delegație pentru anul școlar 2014-2015 Hosu Cristina, de la Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilarian Zalău. Dânsa va fi inspector școlar pentru limba engleză și proiecte educaționale. Cernucan Lorena, de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, va deveni inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane și implementarea descentralizării instituționalizate. Și Negrea Silvia Flavia, de la Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilarian Zalău, inspector școlar discipline tehnologice. De asemenea, inspectoarea Kende Ana Maria, pe lângă jumătatea de normă de chimie pe care a avut-o, va prelua și fizica.